După cum știți, sunt foarte multe creme de ciocolată în marketuri, dar mie nu-mi plac. Apropo, știți cum s-a inventat crema de ciocolată? Cea mai bună cremă de ciocolată din market, după părerea mea, este această Nutella. Dar haideți să vedem dacă Milka este mai bună. Mirosul este asemănător, este izbitor. Hai să punem și din Milka. Așa. Mamă, cât de bun e. Mamă. Mamă, mamă, mamă. Mor mâncând. Ia uitați. Mult mai mult. Este mult mai bună. Mamă. Mamă, cât de bună e cu pâinea. Haideți să încercăm să facem așa un sandwich. Și astfel s-a inventat crema de ciocolată. Vai de capul meu, cât de bun e. Salut! Sunt Otto de la Mire TV, iar în clipul de astăzi vom compara cele două creme de ciocolată, Milka și Nutella. Urșii mei, aceste două creme de ciocolată sunt cele mai scumpe creme de ciocolată de la noi din țară. Am fost foarte surprins acum două zile să găsesc această cremă de ciocolată de la Milka în raioanele de la Carrefour, pentru că nici măcar nu știam de existența ei. Bineînțeles, crema de ciocolată Nutella o știu foarte bine, sunt mare fan. Am mâncat foarte multă crema de ciocolată Nutella în trecut, de aceea poate am ajuns și obez. Așadar, în acest clip vreau să compar aceste două creme de ciocolată, pentru că sunt cele mai scumpe creme de ciocolată de la noi din țară și probabil sunt și cele mai bune, nu? Cel puțin Nutella, sigur, este foarte bună, este preferata mea, dar hai să vedem acum dacă Milka o întrece sau se apropie măcar de gustul pe care îl are Nutella. Prețul este asemănător, este 12 lei un borcan din acesta de 400 de grame, deci amândouă au cam același preț, poate este diferență de un leu între ele, dar chestia este că Milka are decât 350 de grame, pe când Nutella are 400 de grame. Deci avem puțină mai multă cantitate la Nutella decât la Milka. Nu am mâncat niciodată Milka, sunt foarte curios să o încerc. Vreau să vă citesc acum și caloriile pe care le are. Haideți să vedem câte calorii are. O porție, ci care are 15 grame și are 83 de calorii. Vai de capul meu, enorm! Pe lângă Nutella care are, ia să vedem noi, Nutella pe 100 de grame are 539 de calorii. Deci are un pic de tot mai puține calorii și o porție de 15 grame are 80 de calorii. De ce au așa multe calorii? Pentru că au un conținut foarte mare de grăsimi. Ia uitați, Nutella are 30,9 grame de grăsimi. Foarte, foarte mult. Și bineînțeles, zahăr. 57 de grame zahăr. Aceste două creme de ciocolată sunt niște bombe calorice, dar sunt și foarte gustoase. Iar eu, deși mă aflu la o perioadă de dietă, la o perioadă de slăbire, de transformare corporală, vreau să încerc aceste produse, pentru că nu am mâncat de foarte mult timp cremă de ciocolată Nutella și bineînțeles cremă de ciocolată Milka n-am mâncat niciodată și sunt foarte curios să văd cum este, mai ales că ieri m-am cântărit și am reușit să ajung la peste 48 de kg slăbite. Da, urșilor, ieri am avut cântarul oficial cu săptămâna 27 din singura transformare live, singura transformare documentată în care vă arăt toate mesele, în care vă arăt în fiecare săptămână cântarul oficial. Și dacă n-ați văzut perioada mea de transformare corporală, trebuie neapărat să intrați în seria Otto Slăbește și să vedeți acolo toate clipurile, pentru că am peste 100 de clipuri foarte motivaționale, vă dau foarte multe sfaturi, vă puteți inspira din mesele mele, vă arăt absolut tot ce mănânc și vă garantez eu că și voi puteți scăpa de obezitate și să vă bucurați de câteva dulciuri în fiecare zi. Ok, haideți să le desfacem acum. Uitați, vedeți, este sigilată. V-am zis, sunt foarte curios să încerc această cremă de ciocolată de la Milka, pentru că n-am mâncat niciodată. Ah, și n-am mai mâncat de foarte mult timp cremă de ciocolată, pentru că sunt de foarte multe săptămâni la dietă. Mamă, cât de bine miroase. Hai să desfacem și pasta de la Nutella. Asta se desface un pic mai greu. Miros asemănător. Asta pot să vă spun până acum. Mirosul este asemănător. După cum știți, sunt foarte multe creme de ciocolată în marketuri, dar mie nu-mi plac. Nici măcar finetul ăla nu-mi place. Mi se par foarte nașpa. Cea mai bună cremă de ciocolată din market, după părerea mea, este această Nutella. Dar haideți să vedem dacă Milka este mai bună. Mirosul este asemănător. Este izbitor. Seamănă izbitor de mult la miros. Am luat aici două lingurițe, da, să nu le bag în... Ca să nu amestec cremele de ciocolată între ele, la prima vedere, Milka este mai moale. Haideți să vă arăt și vouă. Un pic mai moale mi se pare Milka. Da. Haideți să vă arăt și Nutella. Ia uitați, vedeți? Asta parcă nu curge așa. Este un pic mai tare Nutella. Da. Cred că s-ar putea să rămânem tot la Nutella, fraților, să nu-mi schimb părerea despre Nutella, să rămână în continuare favorita mea. Prima dată vreau să gust din Milka și vreau să gust așa, simplu. Mamă, ce dulce e.
Ați văzut, o porție are 15 grame. Cred că 15 grame înseamnă o lingură, două lingurițe. O să mănâncă mai multe porții astăzi. Da, e bună. E chiar bună. Hai să vedem și Nutella. Da, e mai bună Nutella. Da. Se simte alunele mai puternic în Nutella. În Milka asta nu prea se simt alunele. Băieți, trebuie să puneți mai multe alune. Da, se simte mai mult gustul de zahăr în asta. E mult mai dulce, adică mult mai dulce, e puțin mai dulce și nu se simt alunele, din păcate. Apropo, știți cum s-a inventat crema de ciocolată? Se spune că un bucătar trebuia să facă un desert cu ciocolată și avea foarte mulți oaspeți la cină și nu îi ajungea ciocolata. Și atunci s-a gândit el să topească ciocolata și să o lungească cu niște alune. A făcut o cremă de alune, le-a măcinat foarte bine, le-a sfărâmat foarte, foarte bine, le-a făcut așa o pastă și le-a amestecat cu ciocolata. Și astfel s-a inventat crema de ciocolată, gen Nutella. Și Nutella rămâne în continuare cea mai bună, vă zic din start. Însă eu aici mi-am pregătit, ia uita ce avem aici, mi-am pregătit foarte multe lucruri. Croissant, avem gogoși simple, decât cu zahăr, avem pâine și niște biscuiți, da? Tot așa simpli. Vreau să încerc aceste creme de ciocolată cu toate lucrurile acestea, pentru că de obicei aceste creme de ciocolată se combină foarte bine cu pâine, cu gogoși, cu croissant, cu biscuiți sau cu clătite, însă eu nu am clătite astăzi. Ok, haideți să începem cu Nutella, pentru că deja mi-am format așa o părere despre Milka asta, nu pot să zic că este cine știe ce. Haideți să punem pe croissant. Am poftă să mănânc un croissant. Este croissant din acela simplu, de la Carrefour, luat cu unt. Mor mâncând. Mamă, cât de bun e. Mamă. Mă termină Nutella asta, e extraordinară. Hai să punem și din Milka. Așa. Ia o tățici. Hai să vedem cum e. Nu e. Nu duce. Nu duce spre Nutella, n-are gustul ăla de alune, mă, fraților. Și e prea dulce, se simte prea mult zahărul. Da, deci m-am lămurit cu Milka asta, nu e ce trebuie. Chiar nu e ce trebuie, pare rău. Îmi place foarte mult ciocolata Milka, mai ales aia cu alune de pădure, este extraordinară. Ciocolata aia cu alune de pădure pot spune că aduce mai mult la Nutella decât crema asta de ciocolată. Da, crema asta de ciocolată nu prea este ce trebuie. Haideți să încercăm și cu niște gogoși. Sunt gogoși simple, nu sunt umplute cu absolut nimic. Cred că au niște zahăr pe deasupra. Lăsa topit zahărul. Ia uitați, Nutella, da? Era mai bun croissantul. Avea o textură mai șmecheră croissantul. Deci croissantul ăsta este extraordinar de moale. Ia uitați cum e. Uitați cum intră degetele în el. Este extraordinar croissantul ăsta. Parcă s-a potrivit cel mai bine până acum. Nici nu vreau să mai împun Milka pentru că mănânc degeaba. Adică nu-mi place. Îmi place mult mai mult Nutella. Mult mai mult. Este mult mai bună. Haideți să vedem aici. Să punem și pe pâine. Rar ori mănânc pe pâine. Îmi place mai mult să mănânc cu croissant sau cu alte chestii. Cu clătite. Mamă, cât de bună e cu pâinea. Pâinea, nefiind atât de dulce, e super tare. Da. Deci nu vă trebuie ceva dulce. Vedeți, gogoșile astea, având zahăr pe ele, pe deasupra, bine, s-a topit, v-am zis, nu se mai vede, devine totul prea dulce. Este mai bună Nutella cu pâine decât cu astea, cu gogoșile. Hai să vedem și cu biscuiți. Hai să iau unul, să vedem dacă e dulce. Nu e așa dulce. Sunt biscuiți simpli. Așa, am pus aici niște Nutella. Haideți să încercăm să facem așa un sandwich. Mamă. Mamă, cum e?
textura asta crocantă de la biscuite. Mamă, ce bine merge. Da. Deci cu biscuite din ăsta simplu și cu pâine se combină cel mai bine Nutella. După aia vine croissantul ăsta cu unt și pe ultimul loc sunt gogoșile, da? Vai de capul meu cât de bun e. Vai de mine. O să termin oricum toate răciile astea pentru că mi-e foarte mare poftă. Sunt la dietă de peste jumătate de ani, numai în sezonul acesta, iar în ultimii 2 ani jumate am fost aproape tot timpul la dietă și pot să spun că nu prea am mâncat Nutella. Adică, nu știu dacă am mâncat de 2 ori în 2 ani jumate. Da. E bun și cu ăsta. Da. Tot e prea gras, ăsta fiind cu unt, are și el aroma lui, știți? Are și el destul de multă grăsime. Parcă tot cu pâine. Cu pâine și cu biscuite. Mi s-a părut că s-a potrivit cel mai bine. Hai să mai luăm o bucățică de pâine. Da, deci borcanul ăsta de Nutella oricum o să-l țin eu. O să mai mănânc săptămâna asta din el și o să încerc să slăbesc chiar dacă mănânc ciocolată, pentru că oricum eu mănânc dulciuri. În dieta mea vedeți că mai mănânc și dulciuri, mai mănânc și chestii interzise la dietă și cu toate astea am reușit să slăbesc 48 de kg. Așadar, borcanul ăsta o să-l păstrez eu, să-l mănânc eu și ăsta o să-l dau părinților mei, o să-l dau lui taică meu să-l mănânc el pentru că îmi place. Da, frate, pâine merge super bine. Pâinea n-are un gust strident, n-are un gust puternic și astfel puteți să simțiți în continuare aroma de Nutella, da? Nu-i schimbă aroma ciocolatei. Chiar nu mă așteptam cu pâine să fie cea mai bună combinație, credeți-mă. Haideți să tragem și concluzia din acest clip. Avem aici ciocolata Milka, costă 12 lei și are 350 grame și mai multe calorii. Avem aici ciocolata Nutella, costă la fel de mult, poate chiar o găsiți mai ieftină cu un leu. Are și 50 de grame în plus pentru că are 400 de grame borcanul ăsta. Are și mai puține calorii și gustul la fel este câștigător la Nutella. Nutella rămâne în continuare campioana cremelor de ciocolată. Dacă ați mâncat voi o altă cremă de ciocolată mai bună, vreau să-mi spuneți, să-mi lăsați în comentarii. Cam atât pentru acest clip, sper că v-ați distrat, sper că v-ați informat. Dacă aveați de gând să vă cumpărați ciocolata Milka și nu știați ce gust are, ei bine, v-am spus eu în acest clip. Eu nu o să mai cumpăr niciodată cremă din aceasta de ciocolată Milka pentru că nu mi-a plăcut, dar dacă vreți să o încercați și voi, puteți să o cumpărați. Însă aveți grijă la cantitate, aveți grijă cât mâncați în fiecare zi pentru că are foarte multe calorii și puteți să ajungeți foarte ușor într-un surplus caloric și să vă îngreșați, da? Deci mâncați cu moderație și faceți foarte mult sport. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like, un comentariu și să vă abonați la acest canal pentru că ne ajutați foarte mult cu algoritmul YouTube-ului și astfel clipurile mele vor fi recomandate la cât mai multe persoane și vor vedea cât mai mult transformarea. Vor învăța și ei cum să slăbească, să fie mai moderați, să aibă o viață mai sănătoasă, se vor motiva să facă mai multă mișcare, să mănânce mai sănătos și vor învăța foarte multe lucruri interesante despre slăbit și despre masă musculară din clipurile mele. Dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook la Miere TV, pentru că acolo postez în fiecare zi o grămadă de story-uri și veți putea vedea multe din mesele mele. Iar dacă vreți să fiți puternici și sănătoși ca niște urși, exact ca și mine, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu pe www.mieretv.ro de cele mai bune produse apicole din țară, la cele mai mici prețuri, avem zeci de reduceri plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Produsele sunt de calitate extraordinară, sunt de o calitate premium pentru că am câștigat o grămadă de diplome de locul întâi la târgurile naționale și internaționale apicole la care am participat. Așadar, veți beneficia de cea mai bună calitate. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!